Mugurel Cornățeanu a fost confirmat pe Banca Tehnică a Petrolului și pentru partea a doua a campionatului. Și asta după doar două victorii, la Znagov și cu Balotești în ultimele jocuri oficiale din acest an. Încrederea în Cornățeanu a fost validată în urma unei ședințe a conducerii clubului care a avut loc la București. Astfel, Mugurel a fost confirmat până la finele sezonului în funcția de antrenor principal al formației ploieștene în vârstă de 46 de ani și deținător al licenței UEFA Pro. Tehnicianul se află la petrolul de la începutul actualei stagiuni, îndeplinind rolul de antrenor secund în mandatele lui Leo Grozavu și Octavian Grigore. El va continua să lucreze pe banca tehnică cu preparatorul fizic Ovidiu Chiribici și antrenorul cu portarii Vasile Șleam. Vechiul și totodată noul principal al grupării ploieștene va strânge lupii în jurul datei de 7 ianuarie, atunci când va avea loc prima mișcare pe 2019. După o perioadă pe plan local, lotul petrolului va merge și se va pregăti în Antalya între 28 ianuarie și 9 februarie, cartierul general urmând să și-l stabilească în stațiunea Lara. Pe parcursul stagiului, petrolul va susține cel puțin patru jocuri de verificare, primele două adversare fiind deja cunoscute. Pe 30 ianuarie, meci cu echipa macedoneană de prima ligă FK Belasica, iar pe 2 februarie, un test cu rotor Volvograd, o grupare din Liga a doua a Rusiei.